și centru de transfuzie a sângelui. Luna viitoare pot să vin să donez din nou. Ultima oară am donat 13 iulie. Odată la două luni pot dona. Ups! Nici nu știu în care parte să o iau. Mă duc spre calea Buzești. Că acolo au o pistă biciclistică. Parcări colorate de biciclete sau na, suport pentru a parca bicicleta așa o lega în siguranță. Prag. Și încă un prag. Și alt prag. La trecere de pietoni mai bine cobor pe jos. Aștept să se facă verde în direcția asta. Unii traversează și la roșu. Se recunosc tot cu mască. Se pupă fără mască. Băi, frate! Masca aceea poate conține tot ce vrei. Oameni buni! La mintea cățelului. Pentru ce mai porți mască dacă te pupi așa cu toate neamurile care nu te-ai văzut de mult? Îi pui viața în pericol. Nație ignorantă. Verde. Hop. Chiar așa. Ce căutați cu carosabil? O să facă verde mai devreme. Avarie fix pe pista biciclistică. Acum ca să locolesc trebuie să ies cu carosabil și să-mi pun și eu viața în pericol. E plecat cu treaba. A rămas numai cu coana în mașină. N-am avut cui să-i reproșez. Verde, dar nu știu dacă îl prind. L-am prins. Acela e prea departe. Sunt probabil. Dar încerc. Am prins. Vremea a fost bună de
pedalat azi și am făcut vreo 50 de kilometri până la Cernica. Și după aia încă vreo 15 kilometri până la protest la ambasada belarusă. Tot acolo și cea rusească și PSD-ul și canadian. Pedalați și voi. Sunt tot mai multe piste biciclistice în București. Vremea e faină, terenul e plat. Îndrăzniți.